Institutul Mamei și Copilului a inaugurat azi secția de anesteziologie, centrul perinatal nivelul 3, după o renovare și modernizare cu sprijinul financiar al Guvernului României. Proiectul a costat circa 5 milioane de lei. La eveniment a fost prezent excelența sa, ambasadorul României Daniel Ioniță, ministrul sănătății Ruxanda Glavan și, desigur, directorul Institutului Mamei și al Copilului, Sergiu Gladun. Conform proiectului, pentru secția anesteziologie s-au utilizat circa 2 milioane de lei pentru lucrări de renovare, 400 de mii de lei pentru achiziționarea de mobilier și aproximativ 1 milion de lei pentru procurarea de echipament medical performant. În total, proiectul a costat circa 5 milioane de lei. Acesta este salonul de trezire unde ați fi pacienții post-operatori. S-au numit așa salon trezire sau recuperare post-anestezie. Adică aici o să fie lăsați pacienți după interes chirurgicale și o să afli timp 24 de ore cu scopul de a fi monitorizat și tratate acele dereglări care pot să apară în perioada precoce post-operatorie. Vreau să-i mulțumesc personalul domnului ambasador în calitatea lui de reprezentant al României, întregului guvern al României și poporului român pentru faptul că noi am reușit să beneficiem de această donație. Sistemul de sănătate din Republica Moldova simte constant acest sprijin. Din cele peste 6.000 de nașteri care au loc aici, se concentrează cele mai complicate și faptul că sistemul de triere la nivelul serviciului perinatologic al țării, ceea ce vedem astăzi este de fapt unul din pașii care s-a întreprins în cadrul acestui proiect. Nu este primul, cu siguranță nu este nici ultimul, dar este de o importanță esențială pentru funcționarea sistemului de perinatologie a întregului serviciu. Mă bucur că banii oferiți de Guvernul României sunt cheltuiți într-un mod eficient și contribuie la îmbunătățirea vieții și la îmbunătățirea condițiilor pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Ceea ce am văzut aici reprezintă un bun exemplu de cheltuire eficientă a banilor. România investește și este întotdeauna alături de Republica Moldova pe calea sa către Uniunea Europeană. Salonul de recuperare post-anestezică ne dă posibilitate monitoringul să-l facem permanent a pacientului, adică pacientul să fie permanent măsurat tensiunea arterială, frecvența respiratorii. În lipsa acestui echipament, toți se măsura clar lucru de asistenta medicală, ea măsura cu tonometrul, așa numit, cu fonendoscopul, în blat la pacient, la pacient, adică pacientele nu toate erau transferate post-operator în secție terapie intensivă din cauza lipsei de locuri. În rezultatul deschiderii oficiale a secției de anesteziologie, șeful acestuia, Sergiu Bejenaru, a declarat că urmează să inaugureze 5 paturi, unde pacientele cu cele mai grave patologii în obstetrică și ginecologie, după tratamentul chirurgical acordat, vor avea posibilitatea de a fi supravegheate, monitorizate și căror, în caz de necesitate, li se va acorda ajutor medical la cel mai înalt nivel de către specialiștii în domeniu, în vederea asigurării unui proces de recuperare cât mai rapid și eficient.